Când ai pe lume un frate care te ajută, unul singur așa ca el face cât o sută. Când îl sun răspunde oricât ar fi ceasul, nu se dă înapoi că știe că-i prasul. Și dacă mă simte că nu-mi e bine, fuge de acasă, vine după mine. Niciodată neam, tu îl bași pe ușă, el iese pe geam. Din 4-5 vorbe care ți le varsă, o are pe-a șasea care e tot falsă. Bună seara, sunt roșii, casă de piatră în milă. Domnul Bogdan și doamna Mădălina, felicitări cu acest prilej din oran. Astăzi este despre voi, că nu foarte specială. La cineva dragă dumneavoastră. Aș vrea să știu dacă vă noiți de la cineva. Aș vrea să știu dumneavoastră, le dați de dar dumneavoastră și un mesaj cu avut cum am de felicitare. Voi da mine lui acest frumos tăpulet, casă de piatră. De asemenea, pentru doamna Maria, pentru dumneavoastră, dumneavoastră frumos în creșitor. Mulțumim. Păi dumneavoastră, da, frumoasă, da, frumoasă, da, și pentru mine o sută de șampanie cu sănătate. Avem și un mesaj pe care vi-l voi citi cu mare drag. Dragii noștri, sincere felicitări cu acest minunat prilej al zilei de astăzi. Este cea mai frumoasă și importantă zi din viața voastră și noi vă suntem alături cu inima și cu gândul. Vă urăm casă de piatră, numai fericire, multă sănătate, iubire, să aveți răbdare unul cu celălalt, putere, încredere și să vă respectați mereu reciproc. Fie ca toate visele voastre să devină realitate, să aveți parte numai de motive de bucurie și să zâmbiți cât mai des. Câte mai multe împliniri împreună și multe reușite vă dorim. Tot ce este mai bun pentru voi, căci meritați cu adevărat. Sunteți doi oameni minunați, frumoși și demn de respectat. Mereu acolo la nevoie și prezenți cu un zâmbet frumos și energie bună. Să rămâneți mereu puternici și optimiști. Să nu uitați că noi vă susținem în tot și toate. Vă suntem alături la bine și la greu și vă ajutăm mereu cât de mult putem. Fericirea voastră este și a noastră și indiferent de unde ne-am aflat, să știți că suntem tare mândri și recunoscători că vă avem și de voi. Ne pare enorm de mult că nu putem fi prezenți în această zi mare cu voi și deși destinul ne-a dus la mii de kilometri departe de voi, să nu uitați că vă iubim enorm și vă mulțumim pentru tot, pentru griji și toate momentele și amintirile împreună. Ești cel mai bun frate, la câte mai multe momente frumoase împreună, dragul meu frățior, din partea lui Nicușor, fratele tău din Torino, casă de piatră și copii frumos, te iubesc fratele meu cel mic ser. La mulți ani și felicitări! Noi vă urăm toate cele bune, o seară cât mai frumoasă în continuare și să vă bucurați de cei dragi. Mulțumim, felicitare frumos! Dacă aveți ceva să le transmiteți cu mare drag. Mulțumim din suflet! Mulțumim, mare drag, numai bine! După orice ceartă!